realizatoarea Fabricii de Experimente. Pentru mine, Fabrica de Experimente e un vis devenit realitate. Acum un an nici măcar nu puteam să-mi imaginez că aș putea să construiesc așa ceva și acum sunt super mândră de toată echipa mea și de tot ceea ce am reușit să facem. Am început să lucrez la Fabrica de Experimente acum 6 luni concret. 6 luni am tot încercat să învăț ce se întâmplă cu experimentele astea și ce e de capul lor. Mi-am făcut o echipă și ne-am coordonat astfel încât să creăm un produs pentru copiii de 6-14 ani, un kit de experimente științifice prin care ei vor învăța ce înseamnă cu adevărat știința pe care nu au reușit să o experimenteze niciodată la școală. Așteptările mele de la Fabrica sunt imense pentru că eu cred foarte mult în produsul meu și cred foarte mult în oamenii care l-au dezvoltat. De asemenea, sunt convinsă că este o foarte mare nevoie de ceea ce facem noi. Cred că dacă aș fi avut oportunitatea să înțeleg unele fenomene care mi sunt predate la școală din punct de vedere practic, viața mea a fost cu totul alta și probabil că aș fi fost foarte pasionată de aceste două materii. Așa că eu cred că pentru copiii din România este un mare plus faptul că poți să mergi acasă și să faci experimente cu părinții sau poți să mergi la școală și să faci experimente cu profesorii cu ajutorul kitului nostru #1 AuciCuLiapa. Am reușit să facem asta. Un kit de 17 experimente științifice care au ca și material comun apa. Am muncit o grămadă și suntem gata să îi încântăm pe toți copiii pentru care am muncit. Lucru care se poate realiza doar prin susținerea voastră. Vrem să creăm o comunitate de părinți și copii care înțeleg importanța experimentelor în viața de zi cu zi. Avem nevoie de susținerea voastră pentru a ne îndeplini acest vis și pentru a duce Fabrica de Experimente la un alt nivel. Hei, sunt Lala și sunt unul din voluntarii Fabricii de Experimente și mă ocup de promovare. Pentru mine, Fabrica e o oportunitate de a mă dezvolta, iar pentru copii, Fabrica e un mod de a aplica noțiunile pe care le învață la școală, la fizică și la chimie. Hei, sunt Daria și mă ocup de editat video în Fabrica de Experimente. Pentru mine, Fabrica este locul care mă face să simt că pot schimba ceva în viitorul acestei țări și care mă face să cunosc oameni noi și minunați din toată România. Kitul de experimente #1, wow, ce cool e apa, îi ajută pe copii să-și dezvolte curiozitatea și creativitatea. Bună, eu sunt Iulia și fac parte din departamentul de creativitate și design al Fabricii de Experimente. Pentru mine, Fabrica e lucrurile care aș fi avut nevoie când eram mică. Fabrica de Experimente e fix de ce au nevoie copiii din România și în toată lumea, pentru că e cam singurul lucru care îi pregătește cu adevărat pentru viața reală. În Fabrica de Experimente suntem 23 de liceeni din toată țara, tineri cu performanțe deosebite, pasionați, cu un țel comun, acela de a schimba educația din România. Investește în viitor. Investește în România. Investește în Fabrica de Experimente. Investește în noi.